Hei, ce faceți? Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu știu, mă numesc Rebecca, am 26 de ani și locuiesc în Londra. Încă de când am decis să vin în lumea YouTube-ului, să postez și să mă afișez cât mai mult, pe cât am afișat, pe atât am fost de judecată. Pentru că oamenii, da, judecă după aparențe, ceea ce nu este rău, pentru că toată lumea face treaba asta. Doar că eu zic că mai bine înainte să judecați, gândiți puțin, pentru că puteți mai mult. Eu tind să cred că voi puteți mai mult. Și unde vreau să ajung eu este că multă lume, în special băieții, cred că eu sunt la produs în Londra. Ceea ce nu este adevărat. De aici vine și întrebarea, ne poți arăta încălțămintea ta elegantă? Eu nu sunt proastă, pentru că am înțeles unde bate acea întrebare. Gen, vor să vadă ce încălțăminte port ca să deducă dacă este sau nu adevărat ceea ce au spus despre mine. E bine, să știți că încălțămintea mea este destul de decentă, adică nu am acele top de 15 cm, de 14 sau mai știu, de 20. Nu mă caracterizează, nu am nimic cu cine poartă, dar și dacă ar purta, asta nu înseamnă că este la produs. E bine, astăzi am decis să vă arăt totuși încălțămintea mea, împreună și cu Adidas, și pentru că mulți au zis că eu sunt bogată sau că trăiesc pe picior mare în Londra. Nu este așa. Haideți să vă spun ceva. Când îți cumperi ceva de firmă, nu înseamnă că ți le-ai cumpărat pe toate odată. Înseamnă că ți le-ai luat în timp, pentru că nimeni nu cred că așa ar permite. Da, da, doar dacă ești un miliardar sau un milionar. Atunci, da, îți poți permite să mergi să le cumperi pe toate deodată. E bine, eu pot să spun că mi le-am luat pe rând. Niciodată nu m-am dus și mi-am luat 3 perechi de Adidas, 3 curele sau mai știu eu ce, nu. Mi-am luat în timp și cu timpul am ajuns să am, să zic, 2-3 perechi de încălțăminte, de cel puțin de firmă. Trecem peste că nu asta era esențialul. Sper ca cei care m-au judecat să-și dea seama și să realizeze că dacă aș fi fost la produs, credeți-mă că arătam mult mai bine, înțelegeți? Adică par o simplă fată, o fată normală, nu par atât de complicată, dar tind să cred că fetele care fac treaba asta arată mult mai bine decât mine, probabil. Zic și eu părerea mea, nu contest faptul că eu nu arăt bine, arăt bine și mă mulțumesc cum arăt, pufoasă, grasă și mai cum mi-ați spus voi. Dar este ok, pentru că nu mă interesează. Părerea voastră este părerea voastră și atât. Am aici o pereche de stiletto pe roz. E una din G Fashion, Maxton de România, din Londra. Sunt superbi. De asemenea, la fel, tot din Maxton de România, G Fashion UK. Sunt superbi, am purtat foarte mult. Aceștia sunt de la Guess. I-am purtat de asemenea foarte mult. Aceștia oglindă sunt de la River Island. I-am purtat de asemenea foarte mult. Mi-au plăcut și încă îmi plac. Cred că mai bine o să arăt câte unul, o să vedeți mai bine. Aceștia sunt de la Reiss. Sunt cu baretuță deasupra. Așa vin ei. Sunt superbi, am purtat de asemenea foarte mult. Și sunt preferații mei. Am și o pereche de la Valentino. Nu-mi plac foarte mult acest stil de pantofi. De aceea am preferat să-mi iau decât o pereche, pentru că să știți că nu sunt atât de confortabil pe cum... Am purtat foarte mult, dar nu îmi plac atât de mult precum îmi plăceau înainte, până să mi-i achiziționez. Acestea sunt o pereche de sandale obișnuite. Nu sunt de firmă, le-am luat dintr-un magazin de indieni. Pe ei scrie Bella Cara. Nu sunt de firmă, dar sunt superbe.
Le mai am pe acestea care nu au un toc obișnuit, au un toc diferit față de sandalele normale. Sunt de la Carven, după cum se vede. Și nu le-am purtat niciodată, sunt noi nouțe, pentru că încă nu știu la ce să le asortez, dar să sperăm că pe parcurs voi afla cu ce vor merge. Mai am aici o pereche de sandale stil papuc, da. Sunt de la Aldo. El arată cam așa, iar topul cam așa. Sunt de asemenea superbe. Le-am luat decât o dată la o petrecere, dar nu s-au tocit, sunt foarte bune. Acestea sunt la fel, sandale stil papuc de la Caravela. Sunt superbe. Le-am purtat decât o singură dată, după cum se vede. Tot timpul uit să le dau etichetele jos și știu că greșesc, dar ce să fac? Aici, de asemenea, am o pereche de papuci eleganți, cu toc. Cam așa arată și cu perle. Sunt superbi, credeți-mă. De asemenea, și aceste sandale care sunt de la Alberto Guardiani din Italia. Sunt superbe. Le-am purtat de foarte multe ori. Nu știu dacă se vede atât de bine. Sunt superbe. De când mi le-am cumpărat, au rămas prietenele mele și încă sunt. Iar acestea cred că sunt printre favoritele mele pe care le ador cel mai mult. Vin pe picior, până sus și merg cu fustă, cu pantaloni scurți, cu o cămașă mai lunguță. Sunt superbe. Eu le-am luat de la Public Desire, sunt adorabile. Nu le-am luat niciodată până acum pentru că nu am avut unde să merg atât de elegant, mai ales dacă a venit și lockdown. Am mai avut petreceri, dar nu puteam merge la botez sau cluie cu aceste sandale și cu ceva foarte scurt, pentru că trebuia să fiu mai elegant, iar eu nu m-aș vedea decât la club cu ele, sincer să vă spun. Acestea, de asemenea, sunt și smulițe. Sunt, de asemenea, favoritele mele. Dar la fel, nu m-aș vedea fel decât la club, pentru că, nu știu, așa sunt eu, nu le-am purtat niciodată, sunt noi nouțe. Și de asemenea sunt tot de la Public Desire, eu le ador. Hai să le pun aici. Acestea sunt de la... Mai puțin că nu văd de unde sunt și nu mai știu de unde le-am luat. A, de la SI. De la SI. Este un magazin care mă mănâncă nasul foarte tare. Este un magazin care nu sunt de firmă, dar sunt superbe. Adică sunt la un preț accesibil și găsești ceva mai complicat, să spun așa. Nu sunt chiar complicate, dar na, mie mi-a plăcut. Și acești papucei de la Versace, pe care îi am de foarte mult timp, îi port de fiecare dată și pe afară și, de ce nu, și de bun, pentru că de aceea am luat. Și acum să trecem la partea cu Adidas. M-ați văzut de foarte multe ori cu ei. Nu sunt murdari, pentru că toată lumea m-a întrebat dacă sunt murdari. Așa sunt designul lor, după cum vedeți. Și da, sunt originali, dacă chiar vreți să vedeți asta, mea din Italia. Nu sunt fake-uri, cât și înăuntru au un cod de bare. Bine, să trecem mai departe. Cine crede, crede, cine nu, nu. Avem aceștia de la Louis Vuitton, pe care cred că în ziua de astăzi cam toate fetele îi iau. Da, de asemenea sunt original, nu sunt fake, made in Italy. Și are aici cod de bare. Eu îi ador, mi-au plăcut foarte mult. Am vrut să-mi iau pe aceea în multe culori, dar m-am gândit că nu merg la orice. Și așa mi-am luat aceștia pe alb.
În schimb, vreau să-mi iau pe aceea de la Gucci, cu alb și cu acele pietre care vin așa printre... Sunt super. Nu știu dacă știți, dar sunt super. Am aici perechi de la Stella McCarthy. I-am luat din Tiki Max. Sunt superbi. Credeți-mă că dacă îi luam din magazin, dădeam aproape 400 de lire pe ei. I-am luat cu 200. Și sunt superbi. Da, sunt originali. Au aici, uitați, Stella McCartney. Și acolo și au și pe talpă, dar talpa fiind puțin murdară, nu se va vedea. Așa. Și bineînțeles, ca orice fată, am și de la Alexander McQueen o pereche de trainer. Sunt original, bineînțeles, made in Italy. Aici trebuie să vă arăt. Și îmi plac foarte mult. Mă fac puțin mai înaltă, cred că, datorită acestei platforme mai groase. Așa. Am și de la Valentino Caravani. Sunt original, de asemenea. Mi-am luat de foarte mult timp din Italia. Nu ați văzut. Uitați și aici. Sunt superbi. Prin spate arată cam așa. Sper să nu mă întrebați prețurile, pentru că la majoritatea dintre ei nu le mai știu. Și cred că... Cine ar mai da importanță la prețuri? Eu i-am de foarte mult timp și nu mai, sincer, nici nu mai țin minte cât am dat pe ei. Bine. Am aici o pereche de la Gucci. Ei sunt foarte vechi, modelul, dar mie mi-au plăcut. Încă nu, de asemenea, sunt original, made in Italy. Să vedeți aici. I-am purtat, da. Dar încă... La fel ca și acele sandale, nu știu cu ce să-i asortez, pentru că sunt minionă. Și dacă i-aș lua împreună cu o pereche de pantaloni care nu m-ar avantaja sau ceva de genul, mă fac scundă și îndopată și nu stă și nu vreau. Mai bine prefer să îi evit o perioadă. De ce nu? Mai avem aici încă o pereche de la Versace. Mi-am luat din Westfield, din Stratford. La fel ca și de la Louis Vuitton și cei de la Gucci. Da, sunt original, dacă asta vreați să știți. Și îi ador. De asemenea, mă fac puțin mai înaltă, având platforma aceasta mai groasă. Și de ce nu? Nu am doar Adidas de firmă. Am și de la Nike, pe care cred că toată lumea m-a văzut cu ei și m-a întrebat de unde îi am. Sunt de la Nike Air. Și sunt superbi, eu îi ador, sunt atât de ușori și iau aproape pe oriunde, deși le am pe acelea foarte frumoase, de altfel, acele perechi de Adidas, eu tot cu aceștia umblu pentru că, de ce nu, mi-au intrat la inimă și sunt favoriții mei. Mai am și de la Vans, aceștia, care de asemenea la fel sunt superbi, iată cam așa în spate, și... Nu în ultimul rând, din piață, da, din piață din Chair, din România, din Pitești. Mi-am luat acești, să zic, nu știu cum să le spun, acești Adidas. Și sunt super. Cam acesta a fost vlogul meu pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, like, subscribe și de asemenea puteți apăsa clopoțelul pentru a vă apărea următorul meu vlog.